74 from the United States, Virginia. Numele meu este Brian și sunt din Virginia, din Statele Unite. If I could, let's open up in prayer. Vreau să ne plecăm capre la rugăciune. Jesus, we come to you tonight, thankful for the day that you've given us. Doamne Iisuse, îți mulțumim în seara aceasta pentru ziua care ne-ai dat-o. What you have in store for us tonight. Doamne, ziua pentru care ai pregătit-o pentru noi și pentru seara aceasta. I ask that your spirit fill this house tonight. Și rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să umple această casă de rugăciune în seara aceasta. Thankful for what you've done yesterday, today, and tomorrow. Ceea ce faci pentru noi și pentru ceea ce ai făcut și în trecut. In Jesus' name, amen. În numele Domnului Iisus, amin. Come to share my story and vreau să vă împărtășesc puțin istoria mea. I was raised and at the beginning dedicated as a baby into the Church of God, the Pentecostal Church, and my beliefs have never wavered from that. Am fost crescut, am fost născut într-o biserică pentecostală, acolo am fost dedicat Domnului. In my teen years, made some wrong decisions. Și în adolescență am făcut mai multe hotărâri greșite. And started living for the world. Și am început să trăiesc în lume. Got involved with alcohol and drugs. Am fost implicat și am ajuns dependent de alcool, de droguri. And I'm here to say by God's grace, it is so much better to be on the side of the world. Și astăzi sunt aici ca să vă spun că este mult mai bine să stai departe de lume. And what that took is, I think God puts people in your life in divine places and reasons and times. Eu cred că Dumnezeu aduce în viețile oamenilor anumite timpuri, anumite vremuri. And today I call that woman my wife. Și astăzi sunt căsătorit, am o soție. She was put in my tracks to help me realize the path that I was leading on. Și ea, prin ea Dumnezeu m-a ajutat foarte mult să conștientizez cărarea vieții mele. And the greater things that God had in life for me. Și prin ea Dumnezeu mi-a arătat care lucruri mai mari pentru viața mea decât păcatul în care trăiam. We can kind of put that in relation to the parable of the prodigal child. Oarecum această relație se asemănă cu pilda fiului risipitor. I was in a sense greedy for my own life, thought I could handle life on my own without God and Jesus Christ in my life. Eram un om lacom în viața mea, nu doream pe Domnul Iisus în viața mea. And it took me hitting rock bottom, and that's the time my wife was put in my tracks. Și a trebuit să ajung până în fundul prăpastiei, până acolo m-a adus Dumnezeu, și acolo, când eram acolo, m-a întâlnit soția mea. God's grace is sufficient for me. Și prin ea Dumnezeu și-a luat harul lui pentru mine, care este îndeajuns. When the prodigal son left his father, când fiul risipător a plecat de la tatăl său, asking for his inheritance, și și-a cerut partea lui de moștenire, I related to my greed and thinking I could live in this world without any help, without God's help, and that's not true. Mi-am amintesc că așa eram și eu când am plecat în lume, am fost un om lacom să trăiesc viața în lume, însă acest lucru nu mi-a dus deloc bucurie, nu s-a venit deloc în viața mea. When he ran out of his inheritance money, când fiul risipitor a rămas fără banii tatălui, hit rock bottom, he was trying to eat the pig's food. Atunci el a ajuns la partea cea mai de jos a gropii și a început să mănânce roșcovă de porcilor. And that's what it took for him to run back to the father. Și asta a trebuit să întâmple în viața fiului risipitor, ca el să fugă înapoi la tatăl său. And a few things that helped me grow a strong relationship with God. Și câteva lucruri vreau să împărtășesc cu voi pe scurt, care m-a ajutat pe mine să dezvolt, să-mi întăresc relația cu Dumnezeu. Is a prayer on a daily basis, daily, multiple times. Este rugăciunea de făcută de mai multe ori în fiecare zi. For a Psalm 145:18. În Psalmul 145 cu 18. The Lord is near to all who call on Him. Domnul este aproape de toți cei care îl cheamă. To all who call on Him in truth. De cei care îl cheamă din toată inima. I believe reading this word on a daily basis. De asemenea, cred eu că citind cartea aceasta în fiecare zi este foarte important. For Matthew 4:4, Matei 4:4, Jesus answered, Iisus le-a răspuns, it is written, este scris,
Man should not live on bread alone. Omul nu va trăi numai cu pâine. But by the words of the man of God. Și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. I'd also like to say what helped me tremendously was. De asemenea, vreau să vă spun că ce m-a ajutat pe mine într-un mod deosebit să-mi schimb viața. Surrounding myself with people that I could be a fost să mă împrietenesc, să mă înconjur cu oameni duhovnicești. With fellowship groups, small groups, people that can be accounted on, keep you accountable. Să împărtășie cu un grup mic de oameni, în grup de săptămână, oameni care să mă țină aproape, că vreau să le dau oarecum socoteală de ceea ce fac. I think being involved in small groups helps not only yourself, but the others around you. Și atunci când ești implicat, când ai un grup restrâns de prieteni cu care să ai împărtășie, te ajută nu numai pe tine, ci și pe cei din jurul tău. As you, if you surround yourself with like-minded people, it is less likely that you're going to waver as I did. Pentru că dacă te vei conjura de oameni care se tem de Dumnezeu, sunt șanse mult mai mici ca tu să te îndepărtezi de Dumnezeu așa cum eu m-am îndepărtat. So scripture that I relied on heavily to, you know, to back that up is in Hebrews 10:24-25. În Evrei 10:24-25 este sunt versetele pe care bazez ceea ce vă spun. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Not giving up meeting together. Nu ne părăsim adunarea noastră. As some are in the habit of doing. Cum au unii obiceiul. But encouraging one another. Și să ne încurajăm sau să ne îndemnăm unul pe altul. And all the more as day is approaching. Cu cât vedeți că se apropie ziua. And I believe you need to know that what your temptations, what would drive you to go another way, and for that made me realize the things that drove me away from the living the life that God had me. I had to realize what those temptations were. În viață vom avea întotdeauna ispite care vor încerca să ne depărteze de Dumnezeu, însă veghind asupra cuvântului vom putea să ne păzim în fața acestor ispite. In 1 Corinthians 10:13. În 1 Corinteni 10:13. God will not give you any temptations not common to mankind. Spune că Dumnezeu nu va îngădui vreo ispită care să fie mai puternică decât voi. He will not give you a temptation that you cannot bear. Dumnezeu nu ne va da o ispită pe care să nu putem duce. And He will always provide a way out. Și întotdeauna Dumnezeu va pregăti în ispită o cale să ieșim. Hallelujah. And we also got to think that we're here on this earth for a short amount of time to do the work that God has put us here for. Trebuie să nu uităm că suntem pe acest pământ pentru o perioadă scurtă de timp și trebuie să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. We're living for eternity, which is a lot longer than the life we live on this earth. Pentru că după ce vom pleca de pe pământ vom trăi o veșnicie. I think we should all be put on this earth to minister and to save the lost. Cred că toți ar trebui să ne propunem atât timp cât trăim pe pământ să slujim Domnului, să lucrăm și să-i mântuim pe cei pierduți. 1 John 1:9. If we confess our sins, dacă ne mărturisim păcatele, He is faithful. El este credincios. And just will forgive us our sins, ca să ne ierte păcatele, and purify us from all unrighteousness. Și să ne purifice, să ne curețe de orice păcat, de orice nelegiuire. In the name of Jesus, that's what happened to me, and that's what broke me down, and that's what caused me. That scripture right there will tell all is how He brought me through and back to have a strong relationship than ever. Acest verset descrie cel mai bine modul în care Dumnezeu a avut puterea păcatului în viața mea. A făcut-o în dreptul meu și m-a îndreptat. And I will close with saying scripture of John 14:6. Și voi încheia cu versetul din Ioan 14:6. Jesus said to them. Iisus le-a spus. I am the way. Eu sunt calea. And the truth. Adevărul. And life. Și viața. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Iisus Hristos, Domnul meu și Mântuitorul meu. Thank you for your time. Mulțumesc că m-ați ascultat. God bless.
Domnul să vă binecuvânteze. Pace.